David, în vârstă de 5 ani, este unul din zecile de mii de copii care este crescut doar de bunici. Părinții sunt plecați de câțiva ani la muncă în străinătate, iar el a rămas în grija bunicilor, în comuna Coșești, din județul Argeș. Vă e dor de copii? Cum să nu? Nu e dor. Da, a venit. De Paște au fost acasă. Și când mai vin? De Crăciun? Acum mai vin de Crăciun. Da, la concediu. Iau și ei concediu când... Ce vreau, să mai stau mult afară? Asta nu știu, e părerea lor. Dacă vor să mai stea, eu le-am spus. Am avut mereu grijă, le-am spus, bă, taică, angajați-vă mai aici. Unde, unde, amândoi, bă, e bine, cu bonul, cu alea, cu alea. Steți acasă, pe lângă copii. Pe... Acum a rămas la decizia lor. Au zis că mai stă anul ăsta, să vedem. Pentru că dorul îl macină, copilul își sună părinții zilnic să-i vadă și să vorbească cu ei. Ți-e dor de mami și de tati? Da. Ai vrea să stea cu tine? Da. Și mi-aduce tati cadou. Ți-aduce cadou? Da. Și mami, de fapt, dacă stau să mă gândesc de aia și plecat acolo, să aducă cadou ție, nu? Păi da, dar vine peste 4 luni. Peste 4 luni vine acasă? Da. Păi și ce face el acolo? Ce ți-a spus că face? A, ce își facă bine, muncește. E foarte bine. Și mami? Ce își facă? E bine și ea. Dar nu știu când vii acasă, că a stat foarte mult acolo. Bunicii copilului se străduiesc din răsputeri să-i asigure toate cele necesare, dar spun că nimic nu poate suplini dorul de părinți. Dragostea asta, de depărtarea asta și dorul de casă nu-i ajută, nu recuperează cu nimic. Normal că mi-e dor, e singurătatea asta care nu, chiar nu acoperă lucrul ăsta material care îl face, nu acoperă dragostea de părinte care sunt departe. Foarte dur, să știți. Mai ales că mă uit la copii și plânge de părinți, e foarte greu. Psihologii spun că dorul de părinți își pune amprenta asupra copiilor, în special a celor mici. Este un moment destul de dur pentru copil, pentru că el are nevoie de modelul parental. Primii profesori sunt părinții și are nevoie de ei în fiecare moment al etapei de creștere, copilărie, adolescență, preadolescență, și de aceasta avem nevoie de o comunicare consecventă și cât mai profundă cu copilul, implicit prin intermediul internetului. Aproape 10 milioane de români sunt plecați în afara țării, potrivit estimărilor oficiale.